Pedepsele cumulate primite de un grup de traficanți de persoane din localitatea Cordun însumează aproape 100 de ani. Capul grupului infracțional, un tânăr de 22 de ani din aceeași localitate, a primit o pedepsă de aproape 20 de ani închisoare pentru faptele sale. Cei 5 corduneni racolau tinere din familii dezorganizate, le foloseau pe post de jucării sexuale, după care le obligau să se prostitueze. Întreaga rețea a fost destabilizată și anihilată de ofițerii DIICOT Iași. De 3 octombrie, polițiștii din gardul Poliției Municipiului Român au pus în executare mandatul emis pe numele unui tânăr de 22 de ani din Cordun, care este condamnat la 19 ani și 2 luni de închisoare de Tribunalul Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup infracțional organizat, trafic de minori și fior. Sau pentru care, în momentul în care acesta a fost identificat, a fost și reținut și escortat la penitenciarul Bacău în vederea încarcerării. Polițiștii nemțeni au mai intervenit recent într-o speță, de această dată inculpații arestați fiind acuzați pentru tâlhărie și lipsire de libertate. Cei doi tineri sibieni, unul în vârstă de 27 de ani, iar celălalt în vârstă de 28 de ani, au fost identificați și reținuți de polițiștii din comuna Valea Ursului în scopul transportării acestora la penitenciarul Bacău.